hiding, still fighting, repeating history. Alright then, it's alright if you don't think like me. But your problem is my problem, don't you feel the ricochet? If we turn against each other, that's not a game we wanna play. Salutare, prieteni, astăzi am scos din optică la aer curat, să-i spunem așa. Suntem pe un drum de țară sau macadam, undeva lângă Cluj, și vroiam să vedem cum stau suspensiile, bucșile, ce troncăne la mașină. Așa că vă las și pe voi să vedeți un picuț din acest drum. Îl testăm câte un pic, pentru că am văzut că încep frontierele să se deschidă și asta ne va ajuta foarte mult, pentru că vrem să terminăm tura noastră cu Tico spre Azerbaijan și spre Mauritania, Maroc, zona cu deșertul Sahara. De aceea nu lăsăm deloc mașina. Am ceva ce tocloncăne acolo în spate, cred că e Crico. Dar în schimb se comportă foarte bine după luni întregi de stat în garaj, așa scoasă câte, să zic, câte o tură dată la 3 luni de un kilometru, doi prin Clujul de 5 stele al nostru cu trafic infernal. Cum e, Dani, în Tico? Bine, după un lung timp în care nu l-am mai văzut, o reapărut iară. Mă simt ca într-un lowrider pe stradă. Deci ți-a fost dor de scaunul tău de copilot acolo. În totalitate. Da. Ți-i dor să mai și tragi un pui de somn pe el, ha? Să știi că e comod, e mai comod decât o grămadă de alte mașini. Da? E foarte moale. Când le spun la oameni că am dormit în mașină atâția kilometri și atâtea nopți, nu ne cred, că au zis că e prea mică mașina și nu încăpem. În cap, ar fi suficient. Da. N-ai nicio treabă. Cu Tico în probe. Am vrut să vedem cum se comportă și pe drumurile de macadam. Vă salut și să aveți o zi frumoasă. Coast 25 Coast. Tico.